În porturile de la malul Mării se aflau luni dimineață 38 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 33, erau în portul Constanța, 4 în portul Midia și una în portul Mangalia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte cereale, îngrășăminte, containere, fier vechi sau laminate. De asemenea, potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în rada portului Constanța erau pe 27 septembrie 18 nave, dintre care 17 așteptau pentru operare, iar una nu avea operațiuni portuare. La avizări, luni dimineață, potrivit raportărilor, erau 12 nave, 11 pentru portul Constanța și una singură pentru portul Midia.